Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Sunt Vlad Madan și vă invit să vizionați emisiunea în direct. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre ședința Consiliului Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dezabilități, ce a avut loc la data de 16 februarie 2017 și care sunt, de fapt, accentele ce au fost plasate în cadrul acesteia. Această temă vom încerca să o dezbatem împreună cu Alexandru Iachimciuc, avocat. Bună seara și bine ați venit. Și Victoria Boțan, jurnalist. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Domnule Iachimciuc, cer scuze. Pentru început vreau să faceți, dacă am putea spune așa, o retrospectivă a aspectului legislativ. Persoanele cu dezabilități la ora actuală se află într-o siguranță? Legea le protejează? Conform cadrul legislativ în vigoare la moment, pe lângă respectiva legea fundamentală, Constituția, care garantează un tratament egal pentru toți cetățenii, legiuitorul în 2012 a adoptat un act legislativ suficient, parcă de ok, fiind legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, respectiv în legea în cauză vom găsi definit anume care este acea persoană care poate avea calitatea sau statutul de persoană cu dizabilități, ce ar presupune anume situația de dizabilitate, respectiv parcă este reglementat suficient de amănunțit anume și statutul care ar fi acele garanții de care persoanele în cauză ar putea beneficia și parcă ar, conform cadrului normativ în speță legea respectivă, parcă am menționat și am vedea că legiuitorul și-a asigurat din punct de vedere legal, dacă este să tratăm acest aspect, anumite garanții în sfera acestor persoane, fiindcă găsim nu doar anumite garanții suplimentare care ar veni, ci chiar este reglementat și eventualele promovări sau ajustări anume ale intereselor persoanelor cu acest statut din punct de vedere al anumitor siguranțe suplimentare la cadrul legal care l-ar avea alte persoane care din fericire nu dispun de astfel. Și parcă din punct de vedere legislativ... În activitatea practică a dumneavoastră de avocat, cât de des se adresează oamenii cu asemenea plângeri când au fost încălcate anumite drepturi? Să menționăm că este suficient de rar o astfel, chiar biroul din care eu activez, respectiv noi am avut în practică o astfel de chestiune, dar și acest aspect, această cauză a fost diferită dat fiind faptul că au fost antrenați colegii mei într-un cadru anumit de la o asociație care promova anumit respectarea intereselor acestor persoane, respectiv cauza a fost la acel moment împotriva băncii de economii, respectiv într-o asigurare anume a persoanelor cu scările respective de acces în instituția respectivă pentru a putea beneficia. Și ca să vă pot preciza că cauza respectivă, ținând cont de legislația care există și instituția bancară la acel moment a venit cu o tranzacție din păcare, practic ceea ce a și reprezentat o recunoaștere a acțiunilor respective, dânșii suplimentar și cumulativ mai aveau alte cauze ce ține de anume acest aspect. Și vreau să vă spun că ca și practică nu este suficient de bogată, chiar este una suficient de săracă în astfel de cauze și unul din argumentele de bază de ce lipsesc astfel de cauze, persoanele respective nu dispun de mijloace bănești, nu mai au alte nevoi suplimentare de gen, nu au destul suficientă pregătire atât juridică, dar și nu dispun de anume mijloace bănești, pe când ele având o stare de sănătate de cele mai multe ori precară, asta și fiind de fapt scopul lor pentru a putea nemijlocit supraviețui și în sens de a se deplasa în mod normal. În esență asta cam ar fi. Haideți să vedem din punct de vedere jurnalistic care este adevărata stare de lucruri. Domnul avocat spunea că sub aspect legislativ lucrurile par să stea destul de bine. Cum este văzută problema din interior?
Atunci când ne referim la accesibilitate, în primul rând vreau să spun, să încep de la faptul că accesibilitatea nu este un aspect ce ține de problema persoanelor cu dizabilități. Condițiile de accesibilitate în Moldova ar trebui să fie privite ca ceva universal, adică de accesibilitate trebuie să beneficieze și mamele care au un copil în cărucior, da, și persoanele în etate și multe alte grupuri care, adică, din anumite considerențe se deplasează mai greu. Din ceea ce a spus domnul expert, derivă faptul că nu că avem un mic procent de persoane cu dizabilități care se adică faptul că ei nu cunosc drepturile, ei nu sunt suficient de informați. O parte din ei, aș spune că poate nu au încredere în instituțiile de stat, că ar putea avea dreptate. Dar cel mai important este că, într-adevăr, lumea este foarte slab informată despre drepturile lor și că accesibilitate ar trebui să beneficieze absolut fiecare, pentru că asta este o normă. Și când vorbim despre accesibilitate, greșită de multe ori se înțelege că este doar o rampă. Sunt foarte multe alte momente în care unește în sine accesibilitatea. Pentru că ați pomenit ceva mai devreme despre rampe. Cunosc suficiente cazuri atunci când persoanele cu nevoi speciale s-au adresat pentru că acestea lipseau cu desăvârșire în cadrul instituțiilor publice, instituții care sunt obligate prin lege, și aici domnul avocatul să ne spună dacă e așa sau nu, să aibă aceste căi de acces. Sau erau făcute eronat, practic la 90 de grade mai nu erau aceste rampe. E așa cum este starea reală? Cum se circulă pe străzi? Eu cred că nu trebuie să fii mare expert, dar să fii expert sau din domeniul dizabilității ca să observi, da, mergând la o farmacie, care este procentul sau gradul acestei rampe. Uneori sunt de 90 de grade sau 80 de grade, care absolut, sau sunt niște șine, da, absolut, care nu impracticabile. Absolut impracticabile și chiar mai mult ca atât pot să expună riscului sau să traumeze o persoană în scaun rulant și plus, dar și o mamă care ar încerca să sau va fi nevoită oricum să ceară ajutor cuiva ca să ajute cu căruciorul, da? Respectiv, deși legea, da, avem Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități, legea 60 din 2012, care adică obligă statul să asigure aceste norme, din păcate la moment putem spune că majoritatea instituțiilor publice nu sunt accesibile. Aici pot să adaug totuși că avem progrese, da? Noi ca Asociația Motivație din Moldova, pe care o reprezint astăzi, da, împreună în parteneriat cu Centrul de Asistență Juridică datorită litigilor și mișcării a asociațiilor obștești, am reușit în cele din urmă să accesibilizăm blocul central a Curții de Apel pentru persoane în scaun rulant, da, ca să nu fie silite de nimeni, împinse, ca să ridice în cărucior, să aibă și acces la justiție, la egal cu ceilalți cetățeni, dar și accesibilizarea preturii sectorului centru. Adică au trecut ani de când s-a lucrat, dar datorită implicării mass media active, societatea civilă, persoanele cu dizabilități care n-au fost pasive în cazul dat și datorită nouă, adică noi ne bucurăm mult că s-a ajuns la această accesibilizare, dar este încă foarte mult de muncit. Domnule avocat, de ce, spre exemplu, aceste rampe în cadrul unor instituții publice lipsesc? Cine poartă vina? Consider eu că aici nu știu dacă vina ar trebui căutată în altă parte decât de fapt toată acea infrastructură de care beneficiază organele de stat, în speță fiecare clădire, practic este o moștenire din perioada sovietică, respectiv o ajustare la cerințele și la tendințele cu cum a mers legislația și ce garanții și ce altfel de drepturi au fost de facto fie renuite, fie au apărut din nou, respectiv ele la caz, fie din considerente că infrastructura nu permite, ori la caz infrastructura fiind una învechită, în garantarea cu astfel de mecanisme speciale, în speță, fie să fie scări, fie să fie un ascensor special, fie să fie alte argumente, nu a fost posibilă, fiindcă realmente infrastructura nu permite. Din păcate, la momentul de față trebuie să mai constatăm că nu doar infrastructura este, pe de altă parte este și acel neajuns care de facto se confruntă cu lipsa mijloacelor bănești. Aici cred că este marea problemă.
În viziunea mea personală, nu doar aceste chestiuni ar fi de evidențiat, ar fi de evidențiat însă și atitudine personală. Eu consider mult că pentru o persoană cu dizabilități, în cadrul în care anume comportamentul acelor persoane care prefigurează statutul de persoană publică sau la caz, acea persoană care se adresează un potențial subiect al legii respective, cred că aici ar fi. Eu consider că atunci dacă însăși personalul administrativ al statului ar veni și ar trata într-un mod prietenos și deschis aceste persoane, eu cred că ar dispărea atunci încordarea asta și persoana realmente s-ar simți un pic mai altfel, chiar dacă efectiv nu a avut un acces într-o astfel de instituție. Referitor există la... și indiferența celor din jur? Eu cred că asta ar fi cheia și anume aportul cel mai decisiv unui stat urmează să mai lucreze. Fiindcă realmente reieșim și noi din acea infrastructură care o are statul, respectiv permanent se plânge că lipsesc acele mijloace bănești și de fapt cred că ar putea echivala sau contrabalansa anume cu atitudinea un pic mai prietenoasă și mai corectă din partea anume personalului, fiindcă vă spun că dacă odată ce persoana ar veni și nu neapărat să aibă accesul direct în instituție, dar ar fi servicii sau nu știu, o persoană responsabilă de genul, de fiecare dată ar avea loc iată această colaborare și privire și primirea persoanei un pic mai bună, eu cred că persoana s-ar simți un pic mai bine și atunci s-ar contraechivala anume prin atitudine și respectivă chestiune. Domnule Boțan, spuneți-mi, vă rog, cum se circulă pe străzile capitalei? Când zic lucrul ăsta, mă refer nu doar la persoanele cu necesități speciale sub aspect locomotor, ci mă refer și la persoane cu deficiențe de văz și alte persoane cu diferite necesități. Avem noi, iată, chiar e o curiozitate, nu cunosc și telespectatorii vor aprecia, cred că, lucrul ăsta. Avem semafoare pe bază de ceva sonor care le-ar permite traversarea străzii? În primul rând se circulă foarte, adică cu mare deficiență, dar noi avem această lege, noi am mai menționat că este legea 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și care prevede că clădirile publice, da, ar trebui să fie adaptate și țin să menționez că este această ignorare, da, a normelor, dar odată ce legea prevede și noi vedem că foarte multe clădiri au fost publice, au fost date în exploatare după 2012, ceea ce denotă că de fapt nu funcționează aceste mecanisme și problema este că nu avem un sistem unic de monitorizare și evaluare a condițiilor de accesibilitate, da? Avem legea care are anumite prevederi, dar nu funcționează. Probabil că agenții economici ar simți, da, și autoritățile, da, că ar fi un mecanism de penalizare, da, mai eficient. Sau... Și aici ne rămâne doar să constatăm și să mergem în instanță de judecată, așa, domnul avocat? Da, știți, din păcate, adică practica, da, practica arată că prin instanță, adică poți ajunge mai curând la rezultate de schimbare și sensibilizare. Adică sunt nevoie de mecanisme mult mai drastice. De exemplu, atunci când se renovează, da, se renovează licența de activitate a clădirilor. Noi vorbim acum despre clădiri după 2012. Ei trec printr-o serie de acte sau de proceduri, da? Și ar trebui să fie poate o lege sau nu credem că care pur și simplu nu ar da posibilitatea să fie primită această licență de activitate, să nu fie renovată și până nu se vor crea toate condițiile. Pentru că nu neapărat să fie, da, puși bani enorm, da, sunt condiții de accesibilizare rezonabilă, ceea ce nu implică o sumă exagerată. Dar cum se circulă, dacă revenim de accesibilitate, da, se circulă foarte greu. Da, se vorbește mult despre transport adaptat, să zicem, da, există, dar să nu uităm că sunt aree a Chișinăului în care nu ajung trolebuzele adaptate și atunci persoanele cu dizabilități sau alte grupuri de persoane care au probleme locomotorii sau se folosesc serviciile de taxi care sunt costisitoare și nu putem spune că statul
suficient se aplică în încadrarea, incluziunea persoanelor cu dizabilități prin doar oferirea acestor... Să înțeleg că la capitolul transport, cea mai mare problemă este de accesibilitate și să înțeleg că aceste persoane cu nevoi speciale practic nu au acces în maxi-taxi, care nu sunt acomodate corespunzător, iar uneori este pus în situația aștepta minute în șir autobuze sau troleibuze care au această rampă și le-ar putea fi coborâtă. Da, sau mai mult ca atât, persoanele în scaun rulant sunt nevoite să schimbe, da? Pentru că acel troleibuz care este accesibil merge în altă direcție, sunt nevoite de câteva ori să urce și așa mai departe. Sau sunt situații în care mi-au povestit băieții în care într-adevăr așteaptă ori în șir, în frig, și asta este foarte complicat. Și serviciile de taxi tot așa, adică ar trebui să fie măcar în fiecare din aceste servicii ar trebui să fie măcar o mașină adaptată, dar din păcate la noi nu este așa situație. Domnule Iachimciuc, este o încălcare a drepturilor omului pentru persoanele care nu pot avea acces în maxi-taxi? Ar trebui ele fi acomodate? În esență, statul garantează, practic, prin legea mie anunțată și ședinte vorbitorul meu, că, într-adevăr, sunt expuse garanții și parcă reglementarea. Eu nu prea aș fi de acord cu acele sancțiuni un pic mai drastice și un pic mai dure. Eu cred că accentul ar trebui pus pe anume aspectul de a încadra cât mai coerent și cât mai corect acele garanții, prevederi legale. Fiindcă la nivel nimeni nu contrazice faptul că fiecare spune că da, într-adevăr avem astfel de drepturi, dar iată anume cum ele sunt transpuse la practică. Cred că aici ar urma să vină un pic și nu cred că la nivel de legislație ar trebui fi îmbunătățită sub aspectul să mai emitem o lege, fiindcă de facto legea parcă a fost preluată bine, ea doar nu se aplică în modul corespunzător și cred că aici ar trebui să vină. Domnule Iachimciuc, mă scuzați că vă întreb, dar sunt niște cazuri paradoxale. Atunci când mă pregăteam pentru această emisiune, găsisem, spre exemplu, starea din gările din Chișinău, atunci când persoanele cu nevoi speciale nu au acces la grupurile sanitare. Problema nu este doar, cred că, a persoanelor cu dizabilități, problema cred că este valabilă pentru toți noi și persoane sănătoase din punct de vedere fizic sau mental. Problema este acea infrastructură dezastruoasă pe care, din păcate, o are și o moștenește țara noastră și pe care, practic, noi cred că suntem cei vinoveți că le avem așa cum le avem, fiindcă nu este patrimoniul nostru în cel de urmă și statul nu este altcineva decât o creație sau, mai bine spus, o întruchipare a însuși noi, a ceea ce reprezintă un stat. Eu aș fi de acord că, într-adevăr, îmbunătățiri și este loc de îmbunătățiri. Problema s-ar pune doar la aspectul pe seama cui urmează a fi puse anumite cheltuieli și pe seama cui urmează ele a fi fructuate anume aceste obligații. Eu sunt de acord că este necesar de a fi valorificate. Dacă este să analizăm legislația, noi parcă vedem că avem anumite și cadre care s-au ocupa anume acei asistenți sociali. Practic, parcă avem niște lucruri, dar care nu sunt transpuse. În partea ce ține că se menționează că nu avem un unic centru care ar vedea și ar constata anumite lapsusuri sau că lucrurile nu merg prea bine. Și aici eu cred că ar trebui la nivel de guvern sau la nivel deja de implementare a prevederilor legale, adică la un nivel mult mai jos, la nivel de primării, la nivel de orașe, de raioane, iată aici urmează, cred că, să mă îmbunătățim și aici urmează de intervenit. În această parte, cred că, și urmează fi respectată, fiindcă să spunem că nu există prevederi legale, nu putem, fiindcă tot oamenii spun că am dreptul, respectiv dacă am dreptul, acest drept este și prevăzut și este garantat de legislație. Eu cred haideți că să vedem, dacă nu mă înșeală memoria, chiar instituția pe care o reprezint astăzi făcea aceste recomandări și făcea referire la gările auto din capitală. Care este starea de lucru? Da. Eu doar am vrut să deschid, adică o mică paranteză la ceea ce spunea domnul expert, că atunci când s-a vorbit la evenimentul, da, ședința organizată de Consiliul Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, s-a discutat și despre necesitatea montării sistemelor de semnalizare sonoră și vizuală. Dar este o problemă că nu sunt evaluate acele intersecții cu trafic intens. Pentru că înainte de a face plasări, nu poți face plasare peste tot.
trebui să faci un fel de investigație. Care sunt intersecțiile mai periculoase de traversare? Unde și adaptarea spațiilor în, și mijloacelor de transport comun cu pavaj tactil, da? Este tot foarte important pentru persoane care au o vedere redusă, da? Și multe altele. Ziceam despre accesul. Cu gările? Da. Da, adică noi am făcut în cadrul acestui eveniment la ședință, expertul nostru în adaptare spații a făcut niște poze, nu știu, cu o săptămână undeva înainte de eveniment și din păcate situația a arătat că foarte multe gări, da, atât din partea nordică, centrală, sudică a Moldovei, gara feroviară, într-adevăr, nu sunt accesibile. Mai mult ca atât, nici băile nu sunt accesibile cu intrări și unele chiar erau până la ora 3 lucrează, adică și cum oamenii nu ar avea nevoie și după ora, ce situația este destul de gravă. Domnule Chimciuc, haideți să vorbim un pic despre încadrarea în câmpul muncii. După aceea o să aflăm iarăși și punctul de vedere a celor care se confruntă nemijlocit cu aceste probleme. Poate o persoană cu dezabilități se încadreze în câmpul muncii și să nu fie discriminată chiar în virtutea faptului că avem și acel Consiliu Antidiscriminare? Mai mult ca la nivel legislativ, chiar însăși codul muncii, prin unul din temeiurile de refuz se interzice anume aceste persoane să fie discriminate anume din aceste considerente, anume parcă vedem că guvernul are și la nivel de implementare anumite politici în sfera ce ține de recomandare anume a acelor agenți economici care practic facilizează sau mai bine spus încadrează aceste persoane în câmpul muncii, parcă primesc și anumite înlesniri din punct de vedere fiscal și parcă anume lucruri, parcă se rezultă că lucrurile parcă s-ar mișca. Problema apare în mod constrâns și în mod consens la aspectul că s-ar crea impresia că doar acele persoane care realmente cu dizabilități doresc o anumită încadrare în câmpul muncii, realmente ei primesc. Ceilalți, practic, care nu-și doresc, practic o să vedeți că nu o să avem aplicarea anumitor aspecte. Nu am întâlnit la practică niciodată un caz în care să fi fost contestat anume refuzul de a fi angajată persoana cu dizabilități. Chestiunea ține, după cum și-am precizat la începutul emisiunii, că ține anume de înzestrarea cu cunoștință, doi, promovarea acestor și lobarea intereselor persoanelor cu dizabilități. Dar, practic, parcă sunt anumite asociații care și eu cred că ele sunt promotorii principali din finanțarea pe care o dispun anume a promovării și a valorificării drepturilor cu persoanelor cu dizabilități. În esență cred că sunt binevenite cât mai multe astfel de asociații practic care ar loba și ar reprezenta intereselor astfel de persoane, fiindcă după cum am precizat persoanele practic nu dispun nici de mijloace bănești, nici de timp și nici de sănătate necesară într-o găsirea unui rezultat într-un cadru unui proces judiciar, fiindcă asta în cele de urmă impune un efort, dacă nu financiar, atunci mental la sigur, dar persoanele respective fie nu au timpul respectiv, fie din povara pe care o reprezintă însuși un astfel de proces și lipsa acelor cunoștințe elementare, practic lamentează anume succesul unui proces de judecat care ar fi garantat, cu toate că În esență, dacă s-ar fi introdus o astfel de acțiune, eu cred că cu marjă de eroare de un 5-10%, eu cred că acțiunea ar fi admisă 90%, doar din simplu fapt că persoana, într-adevăr, nu este corect să fie să nu fie încadrat în câmpul muncii, fie cât și să fie eliberat din anumite aceste aspecte. Parcă garanții legislative avem. Avem și garanții la nivel că persoana, dacă urmează a fi, dacă a devenit persoană normală, a devenit între timp cu dizabilități, legiuitorul parcă garantează și dreptul acestuia ca să verifice anume
disponibilitatea locurilor de muncă cu astfel de chestiuni. Și iată, în partea respectivă, când avem o tangență a acestor aspecte, parcă la nivel legislativ parcă avem garanții și parcă ele sunt suficiente. Dar după cum carența rămâne deja în aplicabilitate și în succesul anume, cum persoana merge și până unde este gata să meargă ca să fie asigurată această respectare a drepturilor pe calea dânsă le are. Cum stăm la capitolul angajare? Acest tip de persoane sunt tratate diferit? Din experiența organizației, aș spune că, într-adevăr, persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți la angajare, încadrare. Ele țin de foarte numeroase aspecte, atât de condițiile de accesibilitate, pot spune și pasivitatea persoanelor cu dizabilități care sunt obișnuite să primească, da, acel ajutor social, dar aici și statul, într-un fel, promovează această pasivitate, pentru că ar trebui să fie create mai multe oportunități, ar trebui să fie angajatorii mult mai mult sensibilizați și problema e că, da, noi avem în legislația în vigoare care prevede că agenții economici care au mai mult de 20 de angajați să acorde 5% din locurile de muncă persoanelor cu dizabilități, da? Sunt prevederile legii 60, dar din păcate noi avem foarte puține oportunități, da, ca acest mecanism într-adevăr să acționeze, noi avem foarte puține oportunități pentru angajator. Da, noi spunem că trebuie de creat locuri, dar trebuie de lucrat și de oferit oportunități angajatorilor care angajează persoana, știind că ea o să lucreze cu o normă mai mică, da, de exemplu, în loc de 8 ore de muncă o să aibă 6, să compenseze această diferență. Și este important să înțelegem că angajarea persoanelor cu dizabilități nu are nimic cu actul de caritate, da? Noi, în primul rând, punem... Probabil deseori așa și este interpretat, bănuiesc. Da, în mare parte, probabil că asta este, pentru că nu sunt create condiții de acces elementar din momentul când persoana cu dizabilități iese din casă, transport public și până la locul de muncă, da? Deci, respectiv, am spus că trebuie să fie mai mult lucrat cu sau create oportunități în legislație sau favorizați angajatorii care încadrează în câmpul muncii persoane cu dizabilități. Este foarte important înainte să cerem, totuși să dăm anumite căi de soluționare. Și doi, să punem accent mai mare pe abilități, pentru că, într-adevăr, da, sunt probleme, să zicem, locomotorii, dar sunt foarte multe talente care le au persoanele date și încadrându-se în câmpul muncii, ar putea susține nu numai pe ei, dar familia lor, să fie plătitori activ de taxe sociale, adică contribuabil, da? Până la urmă, da, dacă se soluționează, deși la noi și cu asta este problemă în readaptarea autovehiculelor, da, ca să nu mizeze doar pe transport public, dacă vor avea o mașină adaptată la conducere manuală, da, cu ghidare manuală, vor putea fi și plătitori, da, vor achita și acea benzină, care iarăși vor contribui tot la buget. Se vor încadra mai activ în viața socială. Corect. Și vor deveni, adică, câte puțin va dispărea această paradigmă că ele trebuie să fie doar ajutate, că trebuie să mărim, nu știu, acel ajutor de stat, dar invers, adică să înzestrăm cu toate mecanismele ca ele să fie cetățeni activi, egali în dreptul și să beneficieze de toate oportunitățile. Pentru că asta este, adică ar fi cred că, o societate ideală în care nu ar fi aceste diferențe. La ora actuală, atunci când vorbim despre locurile de muncă și vorbim de fapt de încadrarea persoanelor cu dizabilități, mi-am notat aici, există domenii de activitate în care ele pot fi încadrate și când zic lucrul ăsta mă gândesc la faptul că până mai ieri știam că cei cu deficiențe de văz făceau chibrituri. Nu mai știu care este starea reală de lucruri la ora actuală. Poate sunt anumite domenii, e așa sau nu? Adică noi, pot să spun doar din experiența noastră a Asociației Motivație, că nu pot să spun că există doar un domeniu potrivit sau două, trei domenii. Atunci când noi lucrăm cu asistarea persoanelor sau ajutor în angajare și lucru cu companiile, da? Pentru că noi ne
sprijinim pe necesitățile și potențialul fiecare persoane. Nu se lucrează ca în grup, da? Că voi puteți fi doar buni într-un domeniu. Fiecare are necesitățile lui. Cineva are studii, da? Cineva n-a avut ocazie, respectiv se caută locuri de muncă necalificate. Cei cu studii superioare se caută locuri de muncă calificate. La fel cu angajatorii, cu agenții economici, da? Se lucrează individual, reieșind din ofertele pe care căutăm persoanele cele mai potrivite. Și pot să spun, noi în cadrul asociației, adică din perioada 2013-2017, am reușit să asistăm în jur de 57 persoane cu dizabilități care și-au găsit loc de muncă. Și în jur de 25 de companii au devenit parteneri care au reușit, adică s-a angajat de la o persoană până la câteva, când e vorba de companii mai mari. Domnule Chemciuc, angajatorii urmează să efectueze ceea ce se numește acomodarea, adaptarea, de fapt, spațiului. Cum stăm la acest capitol? Acest capitol nu am precizat anterior, dar cred că și antevorbitorul a precizat anumite lucruri. Adaptarea și atunci când venim în sfera privată, eu cred că dacă accentul s-ar pune pe specializarea și interesul din partea agentului economic, eu nu cred că aici s-ar găsi mari probleme, fiindcă investițiile la nivelul de sfera privată stăm un pic mai bine ca în sfera publicului. Problema este în cele din urmă și cheia, cred că, a consolidării anumitei acestui aspect și acestui tărâm este, cred că, cointeresarea celor persoane cu dizabilități în necesitatea lor de a fi angajate în câmpul muncii. Eu cred că nu cunosc dacă ar exista o astfel de statistică, dar din percepția mea personală, eu cred că este un nivel foarte mic al persoanelor care sunt cointeresate anume în sfera. Nu mă pot da cu părerea din care raționament e poate posibil. Astfel este creată și forța de muncă, astfel este și piața muncii, că sunt anumite bariere. Dar accentul urmează a fi pus anume pe privit acest candidat ca și un eventual potențial muncitor. În ceea ce privește, cunosc câteva persoane care chiar activează și la stat, chiar dacă au anumite deficiențe locomotorii, respectiv nu ar exista o problemă cu angajarea acestora în câmpul muncii. Problema cred că ține mai mult de percepția și de cred că trebuie de specificat faptul că aceste persoane trebuie să aibă un pic o dârzenie mai deosebită și o dârzenie mai specială, în sensul că dacă doresc să fie angajați, cred că le-ar trebui șanse mai mari. Astăzi făceam referire și la Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Această convenție vine să facă lumină un pic în domeniu? Dacă este să privim în paralel legea respectivă 60 la care facem tot trimiterea în seara de astăzi și ea practic transpune la nivel suficient cu claritate prevederile convenției. Dacă este să raportăm prevederile celor două, legea, odată ce am devenit noi parte acestei convenții, ne-am asumat obligația să preluăm aceste prevederi și în mare parte sunt garanții preluate din prevederile convenției, ori dacă este să analizăm care sunt acele instrumente, ba din contră, noi chiar și în lege avem garanții suficiente, una din obligațiile când am devenit noi membri acestei convenții, anume a fost faptul că statele vor încuraja anume dezvoltarea garanțiilor suplimentare și asigurarea cu poteci sau, dacă este vreți să-i spunem, cu anumite garanții suplimentare în valorificarea și cum sunt puse în aplicare, reieșând și din specificul fiecărei societăți. La moment, de fapt, convenția garantând un șir de drepturi, noi aceste drepturi le avem practic transpuse, dar ele nu sunt prea aplicabile. Și cred că am să reiterez în ultimă ipostază și importanța anume a efectului că anume persoanele nu prea cunosc cum urmează să fie transpuse aceste chestiuni. De multe ori statutul de persoană cu dizabilitate practic se egalează pentru cetățeanul Republicii Moldova
cu, anume cu faptul că această persoană nu mai este aptă de muncă. Eu cred că este o accepțiune greșită și cred că de aici ar trebui lucrurile un pic schimbate și mentalitatea și unghiul de privire și de dezvoltare anume acestei. Sunt de acord că, da, într-adevăr avem nevoie de politici suplimentare, de promovare drepturilor persoanei, în sensul să privim persoanele cu dizabilități realmente ca cetățeni normali din punct de vedere atât fiscal cât și a impactului câmpului de muncă. Iată, cred că aici avem loc și nu cred că sunt convins că este loc de mai mult și cred că mecanismele aici ar trebui. Mecanismele cred că ar trebui să vină inițial nu doar de la stat, ci și din câmpul privat, cât și a asociațiilor, fapt care cred că la momentul de față, într-adevăr, și trebuie să le mulțumim, sunt mai multe asociații care realmente se ocupă și se interesează de soarta acestora, fiindcă la început eu cred că promotorii a tuturor acestor inițiative, litigii și asigurări, anume sunt asociațiile respective, una dintre care este într-adevăr motivația. Spuneți-ne, vă rog, haideți să discutăm despre Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Egalitatea sau asigurarea egalității, cer scuze. Ați simțit vreo susținere din partea acestui Consiliu de când a fost creat? S-a ajuns cu vreo plângere acolo? Cum stăm la nivel practic? Până la urmă încercăm să ne soluționăm de sine stătător problema? Iată, cred că domnul expert vrea să intervină. Vă pot eu comunica că într-adevăr au fost mai multe sesizări a respectivei organizații. Ei chiar au și două, să nu greșesc, trei hotărâri, una dintre care chiar a privit Banca de Economii la litigiu care eu am enunțat mai sus. Și anume Consiliul respectiv este una din acele organizații ale statului care realmente vine să implementeze. Dar trebuie să știți că un astfel de organ trebuie sesizat întâi de toate cu o cerere care ar corespunde anume prevederilor de încadrare, descriere clară a faptelor, de prezentare anume a probatoriului, pentru că în cele din urmă ea la fel este o hotărâre sau, dacă vreți să spunem, o decizie a unei autorități de stat. Ei sunt prerogați cu astfel de, adică sunt echivalați și respectiv ei la fel trebuie să dispună de anumite constatări bazate pe fapte și cred că aici urmează a fi promovate. De asta și-am pus accentul că anume asociațiile de promovare și de lobare a intereselor persoanelor cu dizabilități, cred că ar trebui, nu știu dacă trebuie să le spunem că ei de fapt nu-și fac bine treaba. Cred că ar trebui mai multe astfel de asociații, fiindcă vă dați seama că și câmpul și sfera de servire a mai multor persoane. Dar, din păcate, trebuie să constat că, cred că, pasivitatea persoanelor, și nu știu cum să-i spun, că să nu fiu înțeles greșit, este unul din marile regrete ale mersul ăsta lent și progresului în sfera să vedem, să avem atâtea litigii care să ne poată permite și să vedem că realmente legislația la moment nu corespunde necesităților de zi de zi ale persoanelor respective. De regulă, atunci când se constată că au fost încălcate un șir de drepturi acestor persoane, se fac tot felul de comunicate de presă, se organizează conferințe, mese rotunde. Eu vreau să reieșim din prisma noastră a reprezentanților media. Cât de des ne aducem aminte de persoanele cu dizabilități și de problemele lor? Pentru că poziția mea subiectivă ar fi că nu prea le acordăm suficientă atenție. Care este totuși realitatea? Mm-hmm. De multe ori am spus, chiar și din perioada facultății, când studiam, am observat că de regulă, adică spre mare regret, mass media cade în extreme atunci când tratează anumite grupuri social vulnerabile și asta nu ține doar de persoanele cu dizabilități, dar și alte grupuri. Din, nu știu, din lipsa de cunoștințe poate despre domeniul drepturilor omului, că nu a fost studiat sau din interes, nu știu, se ajunge la extremă, da? Și de regulă atunci când se scrie despre o persoană cu dizabilități, se spune despre ea fie ca despre un erou, fie ca jertvă, da? Că săracul și îți vine să pătimești atunci când vezi aceste reportaje. Cel mai bine este cumva să avem o poziție neutră, adică
atunci când vorbim despre un grup social vulnerabil, trebuie să tratăm în acest material profesionist, nu trebuie să o facem din perspectiva drepturilor omului, nu din perspectiva medicală sau opinia noastră, da? Ar trebui cumva să ne, să ne departăm, da, de anumită impresie, poate prima impresie, pentru că cel mai important este, da, poate să ne amintim că atunci când scriem despre cineva, că în locul lui ar putea fi fratele, sora, un părinte, și atunci noi nu o să ne permitem să îl tratăm într-un limbaj discriminatoriu, da? Haideți să vedem. La începutul acestei emisiuni făceam referire la această ședință a Consiliului Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Știu că ați venit cu o serie de revendicări, sau mai bine zis o serie de sugestii pentru organele abilitate. Da. Care ar fi cele mai principale și în ce măsură glasul vostru a reprezentanților acestor organizații este auzit? Una din probleme pe care noi am anunțat-o e deja acum, adică astăzi am spus că este lipsa unui sistem unic de monitorizare și evaluare a condițiilor de accesibilitate. Este alt moment care probabil nu l-am atins asta, dar este foarte important, este necesitatea reutilării autovehiculelor conform standardelor, da? Pentru că la moment nu avem un sistem de ghidare, da? Sau un centru tehnic care ar putea reutila aceste... Probabil aici este o carență reieșind din faptul că Republica Moldova nu este o țară producătoare de automobile, da, domnul avocat, aici am putea... Nu doar asta este, cred că problema principală este lipsa de mijloace financiare. Da. Mai departe puteți continua gândul? Da, și nu este un service auto certificat care ar putea reutila sau instala acel sistem de ghidare manuală. Este a doua problemă. Și respectiv persoanele cu probleme locomotorii sunt nevoite să meargă pe căi mai, să zic așa, neoficiale sau că și poate instalează niște mecanisme care nu sunt autorizate și ar putea totuși duce la un risc, atât a vieții sale cât și a celorlalți. Adică asta îi obligă, pentru că ei sunt nevoiți să se deplaseze atât în oraș cât și în regiune și într-adevăr este foarte dificil atunci când știm că avem un transport neadaptat și este nevoie, sunt nevoie de deplasări. Altfel nu poți fi activ, nu poți fi activ și lucra, studia. Eu cred că una din soluțiile eventuale care ar fi anume la verificarea acelui centru unic ar fi anume colaborarea mai strânsă între cei asistenți sociali, de facto care în viziunea mea și-ar trebui să fie anume acei promotori și acele persoane care să fie prima facie în legătură directă cu acele persoane pe care le deservesc. Eu cred că și reieșind din faptul că statul anume are personalul respectiv și practic dacă este să oglindim la fiecare primărie, nu mă refer doar la capitală și la orașele mari, practic unde cât de cât persoanele au acces și la informație și la anumite nivele. De fapt, ați anticipat o întrebare a mea, eu vreau să vă întreb, dacă noi constatăm atât de multe carențe în capitală, care este starea de lucru asta în țară? Asta și este, în viziunea mea, un prim pas care urmează să fie pus în discuție, anume, cred că la guvern și cred că... Cum merge o persoană în scaun cu rotile să-și procure o pâine? Practic, dați să ne întrebăm dacă ele au acel scaun cu rotile. Cred că asta ar fi un pic mai deranjant decât că l-ai și nu poți merge cu el, că infrastructura cred că este una dezastroasă și văzusem câteva anume statistici anterioare prin care în 2010 în general existau o serie de persoane când nici nu aveau astfel de echipament și anume infrastructura necesară. Chestiunea mai ține și de anume de lipsa asta a, nu știu, posibil și din cauza că asistenții sociali sunt foarte prost plătiți, respectiv iar efortul pe care dânsii trebuie să-l întreprindă este disproporționat, net diferit, fiindcă nu poate o persoană cu 1.500-2.000 de lei să acorde atenție atâtor persoane și din păcate haideți să vedem care este volumul de atenție, volumul de lucru care ele trebuie să-l contraechivaleze pentru acel mizer salarial pe care dânsii urmează să-l primească. Trei este acel aspect că
Haideți să vedem cine sunt acei asistenți sociali. Eu cred că, iată, asistentul social, dacă ar fi pus accentul corect, fiindcă ei sunt cei care practic ar trebui mass mediei să ridice chestiunea că iată este persoana X, este persoana Y, iată care sunt problemele, cu ce probleme ne deranjăm. Iată, eu cred că dacă la acest nivel, la acest raport, problemele vor fi îmbunătățite, asistenții sociali vor ridica problemele la nivel nu doar de necunoaștere și să rămână singura persoană cu acele deranje și acele probleme pe care dânsa le are în propriul sân a familiei. Eu cred că dacă vor fi pus accentul anume faptul că oameni buni, haideți să ajutăm la nivel social, la nivel al societății civile, să promovăm, fiecare din noi poate am venit cu un ajutor special și atât sensibilizarea anume atenției publice, eu cred că de aici cred că ar promotorul s-ar porni și ar fi o eventuală și soluționare, iată, și acelui pretins centru unic, chipurile nu se raportează, nu este posibil de verificat. Pe final de emisiune, haideți să vorbim despre îmbunătățirea situației. Totuși, de unde începem? Cum începem? Pe lângă mentalitate, da, vă rog. Eu un pic, totuși, m-aș departa de paradigma că noi trebuie să cerem ajutor de la asistent social. Mă rog, este doar un actor implicat, dar în primul rând... În toată schema asta. Dar este nu cel mai esențial. În primul rând, iarăși am spus că accentul nu trebuie să fie pe plan de ajutor social, doar de sensibilizare. Atunci când noi, crearea condiției locurilor de muncă, accesibilitate, transport adaptat, toate mână în mână vor naște, da, vor face din persoane cu nevoi speciale, actori activi, nu din ajutoare sau din mărirea acelei, nu știu... Noi în ultimii ani atestăm o stare mai bună? O redresare da, a situației? Da, pot să spun că atestăm o stare mai bună, pentru că chiar și din experiența noastră a organizației vedem că puțin câte puțin și agențiile naționale de ocupare a forței de muncă sunt mai receptive, sunt partenerii noștri în angajarea, da? În asistarea angajării persoanelor cu dizabilități. Numărul companiilor practic, dacă de comparat 2015 2016, practic s-a dublat numărul companiilor care au angajat persoane cu dizabilități. Aici, iarăși, se vede efortul, da? Atât a persoanelor cu dizabilități, a statului, a partenerilor noștri, a sponsorilor care puțin au beneficiat. Dar este încă foarte mult de lucru și nu putem spune doar, da, asistenți sociali. Ei sunt doar un actor, dar sunt actori mult mai responsabili care, din păcate, și noi nu putem spune că trebuie să fie și mai multe, bine să fie și mai multe ONG-uri, pentru că ONG-urile detestă că statul nu-și asumă responsabilitatea, dar ei sunt ca un... dacă ONG-urile se mulțesc ca cipercele după ploaie, înseamnă că ceva nu merge în regulă. Și până la urmă, ONG-urile nu este altceva decât reacția societății civile. Corect. Și dacă numărul lor se măresc, înseamnă că problema devine mai gravă. Și invers, adică rolul nostru a asociațiilor puștești nu este doar să ajute, da? Dar să abiliteze organele de stat responsabile, să dea lor pârghii mai mult... Poate când noi suntem mai aproape de beneficiari, da? Noi știm, rolul nostru este să lucrăm cu acele agenții de ocupare a forței de muncă, cu asistenți sociali și cu toți actorii care ar putea ajuta persoanele cu dizabilități să se integreze. Ce înseamnă integrarea? O viață activă, un salariu decent și dreptul la familie. Respectarea drepturilor omului. Absolut toate. Și accesul, în primul rând, da, deschide poarta spre realizarea tuturor drepturilor. Pe această notă sunt obligat ca să punem punct acestei emisiuni. Domnule Chimciuc, doamnă Boțan, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa. Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că au rămas mai multe aspecte pe din afară. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară liniștită!